Camil Petrescu, romancier, dramaturg, novelist, doctor în filozofie și poet, s-a născut în București pe 22 aprilie 1894 și este apreciat în literatura română ca inițiator al romanului modern. Ofițer în timpul primei conflagrații mondiale, adună trăirile care par a fi regăsite în romanul Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, lucrarea apărută în 1930 și ecranizată mai târziu în regia lui Sergiu Nicolaescu. Curtea cu jur a achitat pe domnul Ionescu Pandelie, acuzat de crimă din gelozie. Domnule, nevasta trebuie să fie nevastă și casa, casă. Dacă iarde de altele, să nu se mărite. Ai copii, ai necazuri și ea să-și facă de cap? Și eu, dacă aș fi fost jurat, l-aș fi achitat. Cu ce drept să ucizi o femeie care nu te mai iubește? N-ai decât să te desparți de ea. Dragostea nu o poți impune. Născute din frământări, personajele petrășciene sunt în căutare de certitudine, iar autorul se identifică cu personajul principal, narațiunea fiind făcută la persoana întâi. Din luna mai mă aflam la un regiment ce se găsea pe frontieră la Vama Juvara, având în stânga domul alb al Pietrei Craiului, iar în dreapta Bucegi. Câteva tranșee erau toate fortificațiile noastre. Ne petreceam timpul în instrucție și asalturi eroice care nu erau departe de jocurile copiilor. Pentru mine această concentrare era o lungă desnădejde, petrecându-mi nopțile în insomnii uscate și mistuitoare. Opera lui Camil Petrescu, Una vastă, cuprinde studii și lucrări filozofice, poezie, o serie de nuvele, dar și piese de teatru care au îmbogățit și diversificat dramaturgia românească. Jocul Ielelor, Act venețian, Suflete tari, Mitică Popescu, reprezintă doar o parte a lucrărilor dramatice a lui Petrescu. Director al Teatrului Național București, scriitor, realist și modernist, membru al Academiei Române, fostul ofițer român și doctor în filozofie, își păstrează dreptul de a rămâne în literatura română, creatorul romanului modern din țara noastră. Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, Patul lui Procust, roman apărut în 1933 și chiar Neterminatul, Un om între oameni, dovedesc din plin acest lucru.